Doresc în primul rând să apreciez încrederea deosebită, încredere ce mă onorează, dar dincolo de această încredere există o responsabilitate foarte mare, chiar dacă mandatul este limitat în timp de către prevederile Constituției, de către realități, de către mulți factori. În această perioadă, guvernul va avea responsabilitatea gestionării tuturor problemelor curente într-un spirit de total echilibru, fără a avea posibilitatea emiterii unor ordonanțe de urgență sau a unor proiecte de lege. Asta nu înseamnă că nu vom acorda toată atenția întocmirii proiectului legii bugetului, întocmirii din punct de vedere tehnic, lege de care depinde atât modul de derulare al investițiilor, cât și plata salariilor, a pensiilor și nu numai. Am discutat cu liderii partidelor politice și îmi doresc sprijinul partidelor politice parlamentare pentru a putea duce la bun sfârșit această misiune pe care o consider dificilă, asigurându-i în același timp de disponibilitatea de dialog. România este și trebuie să rămână un factor de stabilitate și în acest sens mesajul către mediul economic este acela al concentrării eforturilor pentru asigurarea unui echilibru cât mai pronunțat, în așa fel încât să nu generăm pierderi de încredere. Îmi exprim în același timp speranța că se va găsi o soluție și convingerea că se va găsi o soluție de stabilitate cât mai curând. În final, asigur presa de maxima disponibilitate de comunicare. Astăzi voi convoca o întâlnire informală cu toți membrii guvernului, urmând ca de săptămâna viitoare să intrăm într-un ritm normal cu ședințe de guvern planificate miercurea de la ora 12. Vă mulțumesc pentru atenție și înțelegere.